La propunerea curatorului galeriei, maestrul Mihai Pânzaru-Pim, o serie de 55 de fotografii din arhiva lui Ștefan Petrescu sunt prezente pe Simeze până pe data de 13 ianuarie 2023. Fotografiile au fost puse la dispoziție de către nepotul artistului, inginerul Dan Niculiță. Expoziția este o secvență in memoriam față de regretatul artist Ștefan Petrescu. Suntem la o expoziție de fotografii specială, semnată în timp, pentru că, din păcate, artistul a plecat dintre noi și a fost un nume reprezentativ pentru fotografia suceveană. Eu am fost la Casa Pionerilor elevul lui Ștefi Petrescu la fotografie. La rândul lui Ștefi Petrescu a fost elevul, ucenic la maestru Dimitrie Balint, care prezent onorează amintirea lui Ștefi, iată, un decan al fotografiei sucevene, de vârstă și de talent, nu-i așa, care marchează momentul. L-am cunoscut de mic copil, când era elev la Ștefan cel Mare. Venea la mine să învețe arta fotografică și îl primeam în fiecare săptămână. El era elev la Ștefan cel Mare și îl primeam și își dorea numai decât să pui mâna în revelator ca să devie unghiile maro, ca să arate că e fotograf. Da. Am ținut legătura cu dânsul până au plecat în Germania, au fost câțiva ani, reporter a fost acolo și a venit în Suceava. Da, în Suceava ne-am vizitat, venea pe la mine, când aveam eu secție, eram la secție cooperative și m-am împacat foarte bine cu dânsul, era un băiat respectos și cuvincior totodată. Avem pe simezele galeriei o serie de fotografii spectaculoase a unui artist vizionar care a avut curaj, a dorit să fie independent în multe situații, fiind fotoreporter independent în Germania. A avut o viață foarte frumoasă, i-a plăcut să zboare, i-a plăcut să fotografieze și a ajutat foarte mult lume. Sunt 7 ani când a murit și cu asta e foarte bine că acest vernișaj este și o dovadă că nu s-a uitat după 7 ani zile de existența lui. Ștefan Petrescu este cetățean de onoare al județului Suceava și este medaliat cu aur pentru activitatea sa de ambasador al Bucovinei de către Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. De-a lungul timpului, Ștefan Petrescu a activat ca fotoreporter independent la protocolul de stat german. De asemenea, el a lucrat pentru publicații germane ca Stern, Der Spiegel și Burda și a fost fotoreporter de război în conflictele din Nigeria, Kurdistan, Liban, Israel și Iran.